Gaz metan a trăit sâmbătă o seară de coșmar. Universitatea Cluj s-a impus în deplasare cu scorul de 5-2. A fost seara lui Adrian Cristea, care a marcat de 3 ori în poarta medieșenilor. Prințul Cristea s-a jucat cu apărarea gazului încă de la începutul meciului. În minutul 4 a reușit primul gol, următoarele venind în minutele 13:77. Abia când tabela arăta deja 0-3, mediașul a obținut un punct pe tabelă prin autogolul lui Bazi. Universitatea a mai marcat de 2 ori prin Marinescu și Toni până la încheierea timpului regulamentar, iar Hoban a marcat în prelungiri și a mai spălat din rușine. Târtovaț a fost fluierat de fani în momentul schimbării și asta pentru că pe partea lui au fost marcate 3 dintre goluri.